Vă salutăm și ne bucurăm să ne dăm întâlnire într-o nouă seară, într-o nouă ediție de Vorbă cu doctorul. Sunt Consuela Bălașa, evident nu pot fi singură în această seară. Lângă mine se află Erna Stoian, medic, primar, obstetrică, ginecologie. Vă salut! Bună seara! Face deosebit de plăcere pentru că ați revenit la noi în platou pentru a ne oferi din nou sfaturi și informații prețioase. Vă mulțumesc pentru invitație! Sub titlul Viață nouă, reguli noi, vom vorbi despre sarcină în această ocazie. O primă întrebare este cum pregătim terenul pentru această sarcină, ce analize ar trebui să-și facă o viitoare potențială mămică? În momentul în care un cuplu se hotărăște că vor să aibă un bebeluș, este bine să meargă la medicul ginecolog pentru o vizită preconcepțională, o vizită înainte de sarcină, și să discute anumite lucruri de pregătire a unei sarcini. Acest lucru este valabil doar în cazul sarcinii plănuite. În cazul sarcinii dorite, dar surpriză, nu se poate vorbi de așa ceva. La vizita preconcepțională, în primul rând, vor discuta cu medicul ginecolog istoricul de boli cronice, în special ale mamei, pentru că dacă mama are boli cronice ca și boli de tiroidă, diabet, epilepsie, hipertensiune, trebuie să meargă la medicul care îi urmărește aceste boli și care îi monitorizează aceste boli și trebuie să fie foarte bine monitorizată și foarte bine echilibrată pentru ca organismul ei să fie pregătit pentru o sarcină. De asemenea, ginecologul îi va sfătui să facă un set de analize generale pentru evaluarea stării de sănătate. Pentru că o sănătate bună înainte de sarcină ne dă șanse mai mari de a duce o sarcină la capăt și de a naște un bebeluș sănătos. La mamă, de asemenea, este bine să facă profilul TORCH, care cuprinde o serie de paraziți, virus, bacterii, ce pot da malformații în bebelușului dacă boala este făcută pe timpul sarcinii. Și este bine ca femeile să știe la care din aceste patologii au imunitate, la ce n-au imunitate, ca de exemplu rubeolă, se pot vaccina înainte de sarcină. Și de asemenea, dacă n-au imunitate la anumite boli, știu de ce trebuie să se ferească pe parcursul sarcinii. De asemenea, screening-ul pentru infecții ginecologice trebuie făcut la mamă pentru a ne asigura că nu există infecții care să pună în pericol viitoarea sarcină. Sunt anumite tipuri de infecții care pot crește riscul de avort în primul trimestru de sarcină, iar ambii parteneri trebuie să facă bolile cu transmitere sexuală. În cazul sarcinii surpriză, sunt necesare analize mai amănunțite ulterior când aflăm că această sarcină deja s-a întâmplat? În momentul în care sarcina este surpriză, la primul control ginecologic, acela de confirmare a sarcinii, se va da tot acest set de analize, care le va cuprinde și pe cele preconcepționale. La femeile care deja au făcut aceste analize, nu vor repeta decât o parte din ele. De asemenea, la consultul preconcepțional, medicul va sfătui mama să înceapă administrarea de acid folic. Administrarea, dinainte de a rămâne însărcinată și în prima parte a sarcinii, de acid folic, reduce cu aproape 100% malformațiile de tip neural gen spina bifida. Deci administrarea acidului folic este foarte importantă, cât mai devreme, dacă nu dinaintea sarcinii. Am înțeles. Este un mit sau doar ne dorim noi sau este demonstrat științific că putem planifica sexul copilului? Există tot felul de mituri prin care putem să planificăm sexul, calendare chinezești, tot felul de alte calendare. De fapt, sexul copilului depinde de spermatozoid, de încărcătura genetică a spermatozoidului, care poate fi încărcat fie cu X, fie cu Y. Nu există metode științifice pentru a determina sexul la sarcinile pe cale naturală. Doar la sarcinile obținute prin fertilizare in vitro, la care se face analiza genetică a embrionului, putem ști sexul embrionului dinainte de a face embriotransferul. Cu toate acestea, acest lucru nu este întotdeauna etic sau aproape niciodată etic.
Adică sexul copilului în cazul acestor embrion nu trebuie ales decât în cazul în care embrionii de un anumit sex pot moșteni anumite afecțiuni genetice care le pot pune viața în pericol. Altfel este ce ne dă Doamne, Doamne. O surpriză până la capăt. Exact, nu chiar până la capăt. Aflăm că suntem însărcinate. La ce simptome ar trebui să ne așteptăm? Există primul simptom că suntem însărcinate la orice femeie de vârstă reproductivă, fertilă, este lipsa menstruației, absența menstruației. Orice femeie fără menstruație trebuie considerată gravidă până la proba contrarie. Dar sunt și șanse să avem menstruație chiar dacă suntem însărcinate? Avem anumite sângerări pe sarcină, dar ele nu sunt chiar ca menstruația noastră obișnuită. Pot fi ca durată mai scăzute sau ca grad de sângerare mai scăzute sau colorația sângelui să fie mai deschisă. Adică nu este o menstruație tipică, ceea ce ar trebui să ne ridice niște semne de întrebare. Sângerarea de implantare, care apare cam atunci când ar trebui să vină menstruația, este un semn de sarcină. Dar de obicei ea este o sângerare redusă cantitativ, gen spotting, care nu durează cât o menstruație. Primul semn de sarcină, în afară de absența menstruației, este creșterea tensiunii sânilor. Este un semn care apare foarte devreme în sarcină, chiar din momentul în care ar trebui să ne vină menstruația. Avem sânii dureroși și tensionați și acest lucru trebuie să ne ridice niște semne de întrebare. Celelalte semne de sarcină apar mai târziu, de exemplu greața și vărsăturile sunt semnul care atrag cel mai frecvent atenția femeii care putea să fie însărcinată, dar este un semn care apare de-abia la 6 săptămâni de sarcină. Alte semne de sarcină ar fi schimbarea stării de spirit, suntem mai nervoase. Deci nu suntem de bune. Nu. Ca să fiu părtinitoare, nu, suntem doar pe fond hormonal. Urinarea mai frecventă, care se accentuează pe tot parcursul sarcinii, senzația de urinare mai frecventă, senzația că trebuie să mergem acum la toaletă, somnolența este un semn care apare de la începutul sarcinii. Femeia gravidă poate să se simtă puțin mai obosită, să aibă nevoie de mai mult somn sau de un somn de prânz. Toate aceste semne ne fac să ne gândim că am putea să fim însărcinate și următorul pas pe care ar trebui să-l facem este să facem un test de sarcină. Există două tipuri de teste de sarcină, cele calitative pe care le folosim la domiciliu și cele cantitative. Cele calitative, practic, ne arată prezența hormonului de sarcină în urină, nu ne spune valoarea lui și se fac după întârzierea menstruației, cel mai bine la început din urina de dimineață, pentru că concentrația hormonului beta-HCG se dublează la fiecare 48 de ore, iar dacă noi facem testul prea devreme, putem să avem un test fals negativ. Adică noi să fim însărcinate, dar testul să ne arate că nu suntem, pentru că este făcut prea devreme sau urina este prea diluată. Și de asemenea este testele cantitative, care constau în măsurarea beta-HCG-ului din sânge. Și acolo aflăm și valoarea beta-HCG-ului și putem monitoriza în dinamică, adică la 48 de ore, ca să ne dea mai multe indicii dacă sarcina este în evoluție, dacă este oprită în evoluție sau dacă sunt alte probleme. Am înțeles. Ne-ați spus mai devreme de primul trimestru. Înțeleg că această sarcină este împărțită pe mai multe perioade. Și urmează să deschidem un subiect mai amplu și anume împărțitul cumva pe perioade a acestei frumoase sarcini. Vreau să vă amintesc că suntem în live în această seară și am dorit să știm că faceți parte în această conversație noastră. Avem lângă noi un medic bine pregătit, foarte prietenos, așa că zic să profităm de ocazie să adresăm curiozitățile pe care noi le avem. Revin. Cum împărțim pe perioada această frumoasă sarcină?
Păi primul trimestru de sarcină se întinde până pe la 14 săptămâni de sarcină. Trebuie să știm că durata sarcinii se calculează de la prima zi a ultimei menstruații. De sarcină are 40 de săptămâni de la prima zi a ultimei menstruații sau 280 de zile de la prima zi a ultimei menstruații. Nu se calculează de la data concepției. Da? Deci până la 14 săptămâni de gestație, calculate din prima zi de menstruație, este primul trimestru de sarcină. În acest trimestru apar schimbări foarte mari. Bebelușul se dezvoltă foarte, foarte repede în această perioadă. Adică de la 2 celule de la concepție ajunge undeva la 3-4 cm. 4 cm la 14 săptămâni de sarcină. Bătăile de cord apar undeva în săptămâna a 6-a de sarcină, când femeia trebuie să vină pentru confirmarea sarcinii la prima ecografie de sarcină. Prima ecografie și prima vizită la medicul ginecolog are rolul de a confirma că este o sarcină în evoluție intrauterină și de a vizualiza bătăile de cord ale bebelușului, dar și de a discuta cum trebuie procedat mai departe în sarcină. De obicei, la prima vizită, femeia gravidă, care este foarte fericită că sarcina este în evoluție și aude pentru prima dată bătăile de cord ale bebelușului, este bine ca aici să vină și cu partenerul. De multe ori partenerii sunt chiar mai emoționați decât mămicile. Am văzut prin filme ceva reacții. Așa, și nu le vine să creadă că se pot auzi bătăile de cord și întreabă, da, sunt bine, atâta trebuie să fie. Și la prima vizită, de obicei, cuplul are foarte multe întrebări. Ce trebuie să facă mai departe? Ce are voie să mănânce? Ce n-are voie să mănânce? Dacă trebuie să iau anumită medicație, când trebuie să vină la următorul control. Deci de aici se pornește în urmărirea sarcinii și monitorizarea de către un medic ginecolog, obstetrician. Femeia îi se va explica că în primele două trimestre de sarcină, deci până la 28 de săptămâni, trebuie să vină la controle ginecologice lunare, după care între 28 și 36 de săptămâni sunt controle bilunare la 2 săptămâni, după care în ultima lună de sarcină controlele sunt săptămânale. La femeile care nu au făcut vizita preconcepțională, li se va da toată lista de analize și cele uzuale. Bineînțeles că am uitat să vă spun, la vizita preconcepțională sau la prima vizită, medicul va indica să se efectueze grupul și RH-ul pentru ambii parteneri, pentru că pot exista diverse incompatibilități de grup și RH care trebuie monitorizate pe parcursul sarcinii. Analizele uzuale de sânge, analizele ginecologice de infecțioase, plus bolile cu transmitere sexuală, plus profilul TORCH. Da? Se va continua administrarea de acid folic. Teoretic, administrarea de vitamine în sarcină nu este neapărat necesară dacă femeia are o alimentație diversificată. Singurele vitamine care sunt neapărat necesar de administrat în sarcină sunt acidul folic și fierul, începând cu trimestrul 2, deoarece toate gravidele o să facă anemie feriprivă, carență de fier. În rest, celelalte complexe de vitamine pot fi administrate, sunt benefice, dar nu trebuie administrate chiar de la început, mai ales dacă pacienta prezintă grețuri și vărsături intense, pentru că ele vor agrava aceste stări. Deci trebuie să mai așteptăm puțin pentru a administra vitaminele prenatale. Este adevărat că această primă perioadă, prim trimestru, este cel mai dificil? Este cel mai dificil pentru că organismul, femeia se obișnuiește și psihic că este însărcinată și ea și partenerul, bineînțeles, își fac planuri pentru schimbarea întregii vieți.
Dar, de asemenea, în primul trimestru de sarcină se formează majoritatea organelor, de aceea este foarte, foarte important ceea ce facem noi în primul trimestru de sarcină, pentru că poate avea cele mai mari efecte negative asupra bebelușului. Ajungem la a doua perioadă, al doilea trimestru. Al doilea trimestru de sarcină durează, se întinde de la 14 săptămâni la 28 de săptămâni. Este cea mai frumoasă perioadă din sarcină. Scăpăm de grețurile, vărsăturile de la început, dar pe de altă parte uterul nu este atât de mare, deci burta nu este atât de mare încât să ne incomodeze. Și acum este o perioadă cea mai ușoară din sarcină și cea mai frumoasă, când ne putem plimba, eventual putem să mergem într-un concediu, încă în doi, până când ajungem în trimestru 3. În trimestru 2, normal, va continua creșterea și dezvoltarea bebelușului, se vor definitiva toate organele. Teoretic, la 16-18 săptămâni, ia organele, toate organele, ca și un adult. După 24 de săptămâni începe creșterea în greutate, pentru că până la această vârstă ei consumă foarte mult să se formeze structural, dar creșterea în greutate se produce de-abia din a doua jumătate a sarcinii. Sunt ecografii specifice acestei perioade sau screening-uri? În fiecare trimestru există. În trimestru 1 este ecografia de la 6-7 săptămâni de confirmare a sarcinii și de vizualizarea bătăilor de cord, după care o ecografie foarte importantă este ecografia morfologică de trimestru 1, când se face screening-ul pentru malformații cromozomiale, gen sindromul Down. Se face în jur de 12 săptămâni. Constă în examinarea ecografică de către un medic specializat pe medicină materno-fetală, plus recoltarea de analize de sânge, și se face un calcul de risc și care ne spune care este riscul nostru de a avea un copil cu unul din sindromele genetice. Este o analiză 70% precisă, departe, dar este foarte importantă și este recomandată la toate gravidele, fără excepție. Există de câțiva ani și teste neinvazive care măsoară ADN-ul fetal, îl izolează din sângele matern și atunci ne dă cu o precizie de 99% un rezultat prin care ne spune dacă bebelușul, din punct de vedere al ADN-ului, este sănătos sau nu. Și este o perioadă dificilă pentru părinți, pentru că toți au auzit de sindromul Down, toți vor să știe că bebelușul din burtica lor este sănătos. După care, următoarea ecografie importantă este morfologia de trimestru 2, care se face în jurul vârstei de 22 de săptămâni. Este o ecografie morfologică care poate să descopere diverse malformații structurale ale bebelușului, pentru că nu trebuie să confundăm, dacă un bebeluș nu are sindromul Down sau alte sindrome genetice, nu înseamnă că nu poate să aibă malformații structurale, gen malformații cardiace sau de alt fel. Da? Aceasta este cea mai importantă ecografie din sarcină, de screening al malformațiilor. Iar în trimestrul 3 se face morfologia de trimestrul 3, în jurul săptămânii 32. Este o ecografie care ne monitorizează creșterea bebelușului, măsoară fluxurile sanguine și, de asemenea, descoperă probleme apărute între morfologia de trimestru 2 și această vârstă. Astea sunt cele mai importante ecografii de sarcină. Bineînțeles, în funcție de patologia și de problemele apărute în fiecare sarcină în parte, examenele ecografice pot fi necesare mai frecvent. Sexul copilului cu aproximație, când îl putem afla? Deci, teoretic, organele genitale sexuale externe sunt formate complet după săptămâna 14 de sarcină.
până la această vârstă de sarcină, nu putem să spunem 100% sexul copilului. După această vârstă, teoretic, la ecografia de 16-18 săptămâni, se află sexul viitorului bebeluș. Există și situații în care să nu poți să afli sexul în această perioadă datorită poziției copilului, datorită faptului că ține, nu știu, cordonul între picioare, ține picioarele încrucișate, este într-o poziție ecografică dificilă și nu poți vizualiza organele sexuale externe. La mămicile care își fac teste non-invazive pentru detectarea malformațiilor cromozomiale, cărora li se izolează ADN-ul fetal din sângele matern, aceste mămici află sexul bebelușului începând cu săptămâna 10, când încep să se facă aceste teste. Alimentația pe care ar trebui să o aibă mămica se stabilește la un nutriționist sau medicul ginecolog ne poate oferi această informație? Și dacă sunt diete separate, speciale, pentru cazuri speciale? La prima vizită, atunci când se confirmă sarcina, aceasta este una din primele întrebări. Ce avem voie să mâncăm, ce nu avem voie să mâncăm, cât și așa mai departe. Femeia gravidă, alimentația femeii gravide nu diferă foarte mult de alimentația unei femei negravide care mănâncă echilibrat. Aportul caloric nu trebuie crescut cu mai mult de 100 de calorii pe zi în cazul sarcinii unice, trebuie crescut cu puțin mai mult în cazul sarcinilor multiple. Creșterea în greutate trebuie să fie în jur de 11-15 kg la gravida normoponderală. E foarte important de știut, gravidele supraponderale sau obeze trebuie să ia mult mai puțin în greutate în timpul sarcinii. Recomandarea este de 5-8 kg și la fel și cele subponderale trebuie să ia mai mult în greutate în timpul sarcinii. Bineînțeles că la sarcinile multiple crește puțin acest interval în funcție de câți bebeluși avem în burtică. Alimentația trebuie să fie, după cum am spus, diversă, echilibrată. Gravida să mănânce de toate, cu limite, bineînțeles. Să nu aleagă alimente care nu au aport nutritiv bun. Ne puteți da câteva exemple? În pofida celor cu aport nutritiv mare, gen dacă mâncăm prăjituri, biscuiți, foarte multe dulciuri, nu vom aduce niciun aport nutritiv bebelușului, dar aportul caloric va fi crescut. Și atunci există riscul să ne îngrășăm. Asta nu înseamnă că nu ne putem bucura din când în când de o prăjitură, dar trebuie să fie ocazional. Trebuie să știm că trebuie să evităm alimentele care nu sunt bine preparate, pentru că toxii, infecțiile alimentare pe sarcină pot să fie foarte periculoase. Trebuie să evităm fructele de mare și peștele oceanic, pentru că pot avea un conținut crescut de mercur, ce poate afecta sistemul nervos central. Trebuie să evităm alcoolul, adică să renunțăm la consumul de alcool, care poate fi responsabil de multe lucruri în sarcină, de tulburări neurologice ale nou-născutului, mai târziu de tulburări de comportament și de învățare, care fac parte din sindromul alcoolic fetal, și de asemenea femeile care au un consum de alcool frecvent pe parcursul sarcinii au un risc mai mare de a naște prematur și de a face un copil cu o greutate mică la naștere. Consumul de cofeină este permis în sarcină, în limita a 200 de grame pe zi. Ca și exemplu, o cafea, un espresso are în jur de 100-150 de grame, o ciocolată caldă în jur de 50 de grame. Deci dacă faci ciocolată, este suficient. Exact. S-a închis lista. Deci trebuie să ne încadrăm cam în 200 de grame pe zi. Foarte mare atenție la femeile care
au diete vegetariene, la care trebuie suplimentat aportul de vitamine din exterior, dacă nu sunt dispuse să schimbe dieta pe parcursul sarcinii. Și același lucru este valabil și la cele care au avut operații de micșorare de stomac înainte de sarcină, care nu pot mânca decât cantități foarte mici și atunci este posibil să facă diverse carențe de vitamine și minerale și aportul trebuie suplimentat complexe de vitamine. Ce putem face pentru ca pielea mămicii să rămână frumoasă și întinsă și când bebelușul alege să cunoască viața de exterior? Adică vergeturi. Da. Pot fi definitive și este obligatoriu să le purtăm cu noi ca un semn că acolo a fost un bebeluș cândva? După cum zic foarte multe persoane, cicatricile pot fi sexy. Astea sunt niște cicatrici, dovada faptului că am fost însărcinate. Vergeturile reprezintă, se formează atunci când elasticitatea pielii este depășită. Ele nu se vindecă, că n-au cum să se mai vindece. Apariția lor depinde de capacitatea, de elasticitatea pe care o avem. Femeile care fac sport înainte de sarcină, femeile tinere, au o elasticitate mai bună a pielii și au un risc mai mic de a face vergeturi. În sarcină putem folosi diverse creme sau diverse uleiuri, gen ulei de măsline, fier și răcit, ulei de cocos, pentru hidratarea pielii. Hidratarea bună previne într-o mică măsură apariția vergeturilor, dar până la urmă depind foarte mult de materialul clientului și de textura pielii și de elasticitatea pielii gravide respective. Adică poți să te dai cu toate cremele din lume, dacă elasticitatea nu este bună, vei face vergeturi și poți să nu folosești nicio cremă, să nu faci vergeturi. Ca să previi apariția vergeturilor, un lucru foarte important este să nu crești foarte mult în greutate pe parcursul sarcinii, adică să te încadrezi în acel interval de 11-15 kg. Ne-ați a spus frumos despre sport, dar parcă prea puțin și trebuie să vă întreb. Cât sport putem face în sarcină? Când ar trebui să ne oprim în cazul unei mămici care este sportivă de performanță? Sportul pe care îl putem face în sarcină depinde foarte mult de sportul pe care îl facem înainte de sarcină. O femeie care face foarte multă mișcare înainte de sarcină poate să continue acest lucru și pe parcursul sarcinii, cu evitarea exercițiilor care implică abdomenul și cu evitarea ridicării de greutăți foarte mari. Atâta timp cât nu există nicio contraindicație. Femeile care n-au făcut sport înainte de sarcină nu se vor apuca de sport în timpul sarcinii. Da? Contraindicațiile sunt reprezentate de diverse patologii apărute parcursul sarcinii, ca de exemplu sângerări în primul trimestru sau în celelalte, scurtarea colului, o placentă jos inserată, contracții uterine. Astea sunt contraindicații. În momentul în care gravida, chiar dacă e o sportivă înainte de sarcină, observă că exercițiile fizice îi produc dureri de burtă și contracții uterine sau sângerări, trebuie să le oprească. Și trebuie să discute cu medicul ginecolog de ceea ce trebuie să facă mai departe. Ne-ați spus despre cafeină și alcool. Vreau să vă întreb care este influența tutunului asupra sarcinii? Consumul de tutun, fumatul în sarcină, nu este indicat, trebuie de asemenea evitat, trebuie redus, nu brusc la început, treptat, dar trebuie redus până la tăiat de tot. El poate să aibă efecte negative asupra fătului, în sensul că femeile care fumează
au riscuri mai mari de a face placentă previa, de a naște prematur și de a avea un copil mic la naștere și de asemenea nou-născuți din mame fumătoare pot să aibă probleme respiratorii la naștere. Ce facem cu constipația? Este o problemă reală care apare în timpul sarcinii sau este o problemă veche care acum doar se agravează? La femeile care suferau de constipație înainte de sarcină, este o problemă care se agravează, dar este de asemenea o problemă care poate să apară pe sarcină la cele care nu aveau această problemă înainte. Este foarte frecventă și apare datorită secreției crescute de progesteron. Femeia gravidă are o secreție crescută de progesteron. Progesteronul este un hormon care scade tonusul musculaturii nete, de inclusiv cea de pe intestin. Și astfel peristaltismul intestinal devine mult mai lent și femeia se constipă. Consumul de laxative în sarcină nu este permis, de aceea este foarte important să reglăm acest lucru din alimentație. Să consumăm mai multe lichide, mai multe fibre, eventual fibre pe stomacul gol, fructe cu iaurt și așa mai departe, pentru a, doar în cazurile de constipație severă în care nu există alte soluții, gravida trebuie să meargă la medicul ginecolog și atunci ei se vor administra fie supozitoare glicerină, fie se va face clismă în cazurile foarte severe, dar numai la indicația medicului. Am înțeles. Cât de periculos este să ne păstrăm șoferițe în timpul sarcinii? Până în ultima lună de sarcină sau până la sfârșitul sarcinii nu este nicio problemă dacă conducem. Este bine în trimestrul 3 de sarcină să evităm purtarea centurii de siguranță la gravidele mari peste 28 de săptămâni. Legislația ne permite să nu purtăm centură. Dacă facem drumuri mai lungi, este totuși bine să o purtăm cu toate riscurile. Din punctul meu de vedere, după părerea mea, putem conduce până la naștere dacă ne permite organismul. În sensul, dacă nu ne simțim rău, dacă nu avem amețeli, dacă nu avem dureri de burtă. Răsfăind puțin internetul în căutarea miturilor, am găsit ceva legat de zbor. Este adevărat că este interzis în primul trimestru? Poate de una sarcinii? Nu, nu este adevărat. Și nici în ultimul trimestru? În ultimul trimestru poate fi interzis. Fiecare companie aeriană are afișat pe site-ul ei niște reguli de zbor care cuprind și regulile pentru gravide. Și acolo este scrisă exact perioada de la care nu mai este permis zborul decât cu permis de zbor de la medicul ginecolog. Adică medicul ginecolog poate să emită o hârtie, un act medical, prin care să permită gravidei să zboare în continuare. În funcție de ce? Păi, în principal, companiile aeriene nu mai permit zborul după o anumită vârstă de sarcină, pentru că există un risc mai mare de a naște și de a naște prin alte locuri decât în țara de origine. Asta este principalul motiv. Zborul nu dăunează la sarcină. Într-adevăr, zborul poate să ducă la o creștere a coagulării sângelui, care în sarcină oricum există, și de aceea gravidele care au zboruri foarte lungi, mai mult de 5 ore, trebuie să discute cu ginecologul și eventual să administreze medicație anticoagulantă înainte de zbor. Ne-am numit Emișa de vorbă cu doctorul pentru că ne dorim conversații deschise, prietenoase, dar în același timp care să ne ofere informații veridice și reale. Posibil să fie o întrebare stânjenitoare, chiar și pentru mine că o adresez, dar știu că sunt destul de multe variante și mi-e destul de ok să o clarificăm cu un medic care este pregătit să ne ofere răspunsul corect. Cât de indicate sau până când sunt indicate relațiile intime dintre parteneri în timpul sarcinii? Contactul sexual în sarcină este permis
atâta timp cât nu există contraindicație, exact ca și sportul, da? Dacă o femeie are sângerări, are contracție, are col scurtat, are o placentă jos inserată sau altă patologie și medicul îi contraindică să aibă activitate sexuală, atunci trebuie să urmeze acest sfat. Dar în rest, contactul sexual în sarcină este permis. Foarte multe gravide au un libido mai crescut decât înainte de sarcină. Trebuie din trimestrul 2, de când crește burta, căutate anumite poziții pentru a nu comprima abdomenul, dar poate fi permis până la sfârșitul sarcinii, dacă gravida este sănătoasă și fără nicio patologie. Vă mulțumesc tare, tare mult! Cât de periculos este să păstrăm animale de companie în casa noastră atunci când suntem însărcinate? Dacă le-am avut dinainte de sarcină, nu este periculos. Există, de exemplu, toxoplasmoza, care se transmite de la pisică și care, dacă nu avem imunitate și facem această boală pe timpul sarcinii, poate avea consecințe severe asupra fătului, de malformații severe atât asupra creierului cât și asupra ochilor. Și atunci femeile gravide care nu au imunitate la toxoplasmă, dar au acasă o pisică, trebuie fie să meargă la medicul veterinar să testeze pisica pentru toxoplasmă și trebuie să evite contactul cu litiera oricărei pisici, și a vecinului, și a părinților, și așa mai departe. Am înțeles. Ne apropiem de finalul emisiunii și cred că am atins destul de puțin ultimul trimestru de sarcină. Ce este specific lui? În ultimul trimestru de sarcină totul devine mai greu. Purtica crește foarte, foarte mult. Apar senzațiile de arsuri pe gât, de pirozis, care apar cam la toate gravidele, deoarece uterul împinge stomacul în sus și atunci acidul gastric refulează pe esofag și apar aceste arsuri care sunt foarte deranjante. Gravida doarme mai prost, deoarece trebuie să doarmă doar în anumite poziții, eventual pe mai multe perne. Poziția pe partea stângă este cea mai indicată. Trebuie să meargă de foarte multe ori la toaletă, inclusiv noaptea. Senzația de urinare este intensă. Datorită creșterii abdomenului, îi sunt limitate anumite activități fizice pe care le făcea înainte, chiar și obișnuite pentru ea. Și, bineînțeles, este un trimestru foarte emoționant pentru că ne pregătim pentru naștere. Și în funcție de calea pe care am ales-o sau care trebuie să naștem, ne pregătim într-un anumit fel. Trebuie să ne facem bagajul pentru spital, trebuie să mai aranjăm diverse lucruri prin casă, astfel încât bebelușul să vină într-un mediu deja pregătit. Cum pregătim acest bagaj pentru spital? Și înainte de această întrebare aș dori să răspundem cum alegem metoda de naștere. Ne-o recomandă medicul ginecolog sau avem noi o altă preferință? Sau în funcție de anumite lucruri deja prezente în sarcină? Sunt foarte multe gravide care știu de la început că vor să nască natural sau nu vor să nască natural, vor neapărat cezarian. În cazul în care ele doresc să nască natural, nu putem să știm ce contraindicații pot să apară la sfârșitul sarcinii. Chiar dacă medicul ginecolog, din punct de vedere al gravidei, gravida are un bazin normal, este o femeie sănătoasă și așa mai departe, spune că poate să nască natural, există anumite lucruri care se pot întâmpla pe parcursul sarcinii, care la sfârșitul sarcinii să contraindice nașterea naturală, ca de exemplu o poziție anormală a bebelușului sau mai puțin frecventă a bebelușului sau o poziție care nu permite nașterea naturală, cum ar fi prezentația transversă, bebelușul este situat pe orizontală, sau prezentația pelviană, când bebelușul este situat cu fundul în jos, în loc să fie cu capul în jos, atunci când bebelușul are
o circulară de cordon sau chiar două circulare de cordon, cordonul înfășurat în jurul gâtului, sau atunci când placenta este previa, este o placentă foarte jos inserată care acoperă sau este la marginea orificiului cervical, nașterea naturală fiind imposibilă. Și așa mai departe. În funcție de aceste lucruri apărute și care țin de sarcina respectivă, medicul ginecolog trebuie să aibă o discuție cu gravida în ultimul trimestru de sarcină, în ultimele săptămâni chiar, în care să contraindice nașterea naturală. Există și anumite patologii care pot să facă mai dificilă nașterea naturală, nu neapărat să o contraindice, și atunci, în urma discuției cu gravida, vedem ce cale urmăm. Reajungem la bagaj. Cum ne asigurăm că nu lipsește nimic de acolo și că totul este pregătit pentru cel mic? Păi bagajul trebuie să cuprindă în principal schimburi pentru noi. Există spitale, mai ales cele private, care oferă tot ce trebuie, adică practic nu trebuie să iei de acasă decât ceea ce este strict personal și al tău și trebuie să-l folosești doar tu, gen periuța de dinți, pasta de dinți, anumit gel de duș, anumită cremă de corp pe care vrei să o folosești, în rest găsești totul în spital. Există cazuri în care nu se întâmplă acest lucru și trebuie să-ți iei atât schimburi, cât și schimburi pentru bebeluș, care de preferat să fie spălate și călcate înainte de a-l îmbrăca cu ele, să ai Pampers, să ai diverse creme de corp pentru tine cât și pentru bebeluș, produse de spălat atât pentru tine cât și pentru bebeluș. Dacă naștem copiluțul în iulie-august, luăm și un fez la noi? Și în caz. Am văzut foarte multe mămici grijulii care obișnuiesc să pună tichiuțe. Mă rog, asta nu ține de specialitatea mea. Cel mai bine femeile trebuie să întrebe pediatru ce trebuie să facă și cum trebuie să îmbrace bebelușul, dar de preferat este ca bebelușul să nu fie supraîmbrăcat. Adică dacă îl înfofolim, nu este bine. El trebuie, dacă noi ne simțim bine fără fes, înseamnă foarte probabil la 40 de grade și el se va simți bine fără fes. Mulțumesc! Recoltăm sau nu celule stem? Asta este o decizie personală. Sunt utile? Da, ele sunt utile în diverse boli, iar cercetările și evoluția în direcția asta este destul de mare în ultimii ani. Adică s-ar putea ca peste 10 ani în celule stem să se folosească în mult mai multe afecțiuni decât se folosesc acum. În momentul în care recoltăm celule stem, eu le spun pacienților mei că trebuie să gândească că fac o investiție ca o asigurare de viață, dar de care nu vor beneficia niciodată, pentru că trebuie să te gândești că le recoltezi, dar nu le vei folosi. Copilul tău va fi sănătos și nu vei avea nevoie de ele. Dacă ai posibilitatea financiară să le recoltezi, atunci este o opțiune personală. Depresia postpartum, și este ultima întrebare, o putem preveni sau ce putem face cu ea? Depresia postpartum apare destul de frecvent, cam la una din 8 femei care au născut. Trebuie să știm că apare chiar și la tătici după naștere. La mămici este cauzată în special de scăderea bruscă a estrogenilor și progesteronului după naștere. Ei se prăbușesc și crește ocitocina și prolactina pentru lactație. De obicei, femeile care fac depresie postpartum au și alți factori. Ca de exemplu, nu sunt sigure din punct de vedere financiar, n-au un suport moral, financiar și așa mai departe, n-au sprijinul familiei, n-au sprijinul soțului și așa mai departe. Și atunci, după naștere, totul îi se pare mai rău decât este, datorită hormonilor, și fac această depresie postpartum, care este o tulburare psihică ce trebuie tratată de la început. Medicul din maternitate, personalul din maternitate și medicul obstetrician care asista nașterea, este bine să recunoască aceste semne și să cheme consiliere psihologică de la începutul manifestărilor.
manifestările depresiei postpartum apar cam la 4 zile după naștere și de obicei, în cele mai multe cazuri, durează cam 2 săptămâni. În cazurile grave, terapia se poate întinde pe perioadă foarte lungă de timp, mama poate respinge copilul, pot să apară foarte multe probleme și de aceea tratamentul trebuie să înceapă imediat, cât mai repede. Vă mulțumesc tare mult! Este o plăcere fiecare dată să vă revăd și să vă am lângă mine în platou și sper să vă revăd cât mai curând. Mulțumesc pentru că noi cu siguranță avem de câștigat de pe urma acestor vizite pe care le faceți. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost cu noi în această seară. A fost cu noi Erna Stea, medic primar, obstetrică ginecologie. Apelați cu drag la doctor pentru că sunt aici să ne ajute. Vă amintesc că emisiunea să le găsiți înregistrate pe YouTube și vă invit să le urmăriți pentru că cred că aduce un plus valoare vieții voastre. Sunt Consuela Brașa, la revedere!